Ultima parte din anul școlar 2020-2021 și aproape tot din cel încheiat astăzi au fost atipice activitățile didactice desfășurându-se mai mult online. Mai dificil a fost pentru cei din școlile vocaționale, cum ar fi Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, elevii fiind obișnuiți cu prezența fizică în săli de concerte sau pe simeze, de unde se întorceau cu numeroase premii. Cu toate acestea, cei de la Liceul de Arte din Deva s-au adaptat situației și au participat la numeroase concursuri online, iar rezultatele obținute au fost foarte bune, chiar și în aceste condiții. Ne-am străduit, profesorii, colegii mei au făcut tot posibilul să îi poată ține în priză pe copii, deși muzica și artele nu se pot face online, s-au străduit și i-au încurajat pe copii să nu renunțe, să studieze și să se înscrie la aceste concursuri care toate au fost online, dar se pare că copiii și profesorii au făcut echipă bună. Mai mult, spre sfârșitul acestui an școlar au fost reluate acțiunile cu public și, conform profesorului Alina Sârbu, directorul de la Toduță, Liceul de Arte din Deva a revenit practic la viață. Cum mă simt eu și întreg colectivul de la Liceul de Arte, am înviat după un an și ceva, am înviat școala, răsună de sunetul muzicii, a instrumentelor, a vocilor. Suntem extrem de fericiți, chiar dacă e spre sfârșitul anului școlar, dar ne bucurăm în ultimele zile de aceste zile frumoase de audiție. În atare condiții nu este de mirare că este o concurență foarte mare pe locurile disponibile de la Sigismund Toduță, indiferent că vorbim de ciclul primar, cel gimnazial sau cel liceal. Să știți că concurența e foarte mare. Majoritatea copiilor de ciclu primar au optat să rămână la noi în unitate. Avem puține locuri pentru gimnaziu. La liceu acum sunt înscrierile. E concurență mare, ceea ce ne bucură foarte mult. Înseamnă că facem ceva bun în această școală și așteptăm ca anul viitor să fie un an, așa cum ne-l dorim cu toții, un an normal în care profesorii și elevii să-și desfășoare întreaga activitate în școală, nu în online. Și suntem convinși că va fi bine și vom putea relua toate aceste momente pe care ni le dorim cu toții să se desfășoare. Proba de aptitudini pentru cei care doresc să urmeze clasele 5-8 la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva se vor desfășura marți 29 iunie.